Un bărbat de 63 de ani, om de afaceri, susține că până acum s-a căsătorit de 53 de ori pentru că a fost în căutare de stabilitate emoțională și liniște sufletească. Conform știri de Cluj.ro, bărbatul a povestit pentru televiziunea saudită NBC citată de Gulf News că acum este căsătorit cu o singură femeie, că lucrurile decurg deocamdată conform așteptărilor lui și că nu intenționează să se recăsătorească. Când m-am însurat pentru prima dată, nu am plănuit să mă căsătoresc cu mai mult de o femeie pentru că mă simțeam bine și aveam copii, a spus el. Dar după un timp au apărut probleme și am decis să mă căsătoresc din nou când aveam 23 de ani și mi-am anunțat soția despre decizia luată, a adăugat bărbatul. El a spus că mai târziu a izbucnit un conflict între prima și a doua soție, ceea ce l-a determinat să se recăsătorească pentru a treia și a patra oară. Acesta a mai spus că mai târziu a divorțat de prima, a doua și a treia soție, susține că a ajuns să se căsătorească de atât de multe ori pentru că a fost în căutarea unei femei cu care să fie fericit. A mai adăugat că a încercat să fie corect cu toate soțiile sale. M-am căsătorit cu 53 de femei. Prima căsătorie a fost când eu aveam 20 de ani, iar ea era cu 6 ani mai mare decât mine. Cea mai scurtă perioadă de căsătorie a fost pentru o noapte. Fiecare bărbat din lume își dorește să aibă o singură femeie și să rămână cu ea pentru totdeauna. Stabilitatea nu se găsește alături de o femeie tânără, ci lângă una mai în vârstă, a adăugat el, majoritatea soțiilor au fost saudite. Acesta admită totuși că a avut și soții de altă naționalitate pentru că a călătorit destul de mult și pe perioadele lungi în străinătate pentru afaceri. Era am plecat câte 3-4 luni, așa că mă căsătoream pentru a mă proteja de vicii, a explicat el. În islam este permisă căsătoria cu până la 4 soții în același timp, dar dacă un bărbat nu se comportă corect cu soțiile lui, atunci trebuie să rămână căsătorit doar cu una, relatează știri de cluj.ro.